Hai, salut! Eu sunt Racu și ne-am găsit la un nou episod de Clash of Clans. Observați ceva schimbat la video? Aveți 5 secunde să vă dați seama. Ok, e camera. Am inversat camera. Nu știu câți dintre voi ați fi remarcat chestia asta dacă n-aș fi zis, dar mie mai ușor pentru că acum când arăt în partea stângă, este partea stângă și partea dreaptă e partea dreaptă. Înainte era în oglindă, tocmai invers față de oglindă era. Mă rog, e mai bine așa pentru mine, voi nu cred că o să remarcați diferența, așa că da, hai să trecem la treabă. Ideea e că am mai aruncat ceva în trofee, mă apropii de 3000 de trofee și m-aș bucura să ajung și să rămân la 3000 de trofee ca să nu mă scoată din ligă, de fapt să nu mă dea o ligă înapoi atunci când o să vină sfârșitul, scria pe undeva cât mai ține sezon, mă, așa. Dar unde e... Da, nu știu exact. Mi se pare că la sfârșit de lună și mai e foarte puțin până la sfârșit de lună, mai exact, mâine este ultima zi. Ok, nu. Nu cred că e asta, asta e altceva. Da, mă rog, nu știu exact. Ah, uite mă, Seasons. Seasons end in 6 days, 9 hours. Da, e exact ca la clan tournament. Oricum, foarte tare chestia asta, nu știu câți dintre voi știați, adică bine, n-am mai intrat pe pagina asta cu top clans ca să văd, are și la local, nu doar la global. Ok, deci primul clan primește 50.000 de gemuri. Bine, care se împart la 50, deci înseamnă că fiecare primește cât? 1000 de... dar nu e cine știe ce 1000 de gemuri. Adică trebuie să te lupți ceva să fii pe primul loc. Și cum te sunt ăștia pe primul loc? Clan de level 5, serios? Foarte tare. Bine, toți sunt în Legend League, care nici măcar nu ți-o arată aici. E foarte tare chestia asta. Îți arată Titan-ul, e cel mai sus. Și Legend, nici nu știu, cred că peste... Habar n-am câte trofee trebuie să ai ca să fii peste... 6.000, cred că 6... Nu, 5.000... Da, nu știu, peste vreo 5.000, cam așa cred, ca să fii în top. Mă rog, nu știu ce e cu planul ăsta, dar ei vor ieși pe primul loc și vor primi câte 1000 de gemuri fiecare, deja 30.000 și 15.000, nu mai e cine știe ce. Mă rog, hai să dăm un atac. Îmi place că aici pot să dau atacuri live în loc să vă arăt replay-uri, cum e pe Clash Royale. Și ideea e că ar trebui să atac un pic mai mult, gen off-camera, nu atunci când filmez. Dar, nu știu cum să zic eu, dar... Nu pot să zic că mi s-a luat de joc, pentru că încă îmi place foarte mult și încă joc cu prima ocazie. Mă, timp am avut, dar m-am cam plictisit pur și simplu să dau atacuri și cred că asta se datorează în principal faptului că filmez 2 episoade pe zi, adică în fiecare zi am un episod de Clash of Clans și da, mă ține lipit așa de joc și mă cam plictisesc, nu știu dacă o să schimb. Din nou, multă lume nu știe, dar postez 2 episoade pe zi, unul de Clash Royale dimineața la ora 10 și unul de Clash of Clans seara, nu neapărat la ora 10, îmi propun să fie la ora 10, dar de multe ori nu e la ora 10 pentru că termin prea târziu cu filmatul, fă un thumbnail, găsește un titlu, pune tagurile, pune titlu, pune descrierea, pune toate chestiile, verifică-l de 2 ori și după aia greșește că titlul nu e bine, na, chestii genul ăsta. Ideea e că, da, nu știu, s-ar putea să schimb treaba asta cu 2 episoade pe zi, cât de curând. Momentan reușesc să mă țin de ea, adică timpul îmi permite, aproximativ. Ideea e că încep să filmez pe la... acum e 9, cam așa, uneori și mai târziu. Dar, în principal, cam am timp. Nu mă presează timpul atât de tare cu 2 episoade de ceva. O să încep și o serie, nu, de fapt, da, o să fie o serie, doar că o să fie cea mai simplă serie de pe canalul meu. O să numească, nu știu, Match Random de CSGO sau ceva de genul ăsta. Ideea e că o să fie un demo de CSGO, pentru că mulți dintre voi vreți să vedeți cum joc CSGO. O să fie un demo, nu o să vorbesc absolut deloc, adică, bine, practic nici nu o să-l filmez. O să joc un match, pentru că eu joc foarte mult CSGO, dar chiar n-am timp să filmez, adică, pe bune. Ideea e că, adică de fapt nu, am timp să-l joc, dar n-am timp să-l filmez. Da, pentru că e mai complicat. Ideea e că o să vă arăt doar demo-ul, adică, cum să zic eu, părțile importante, da? Părțile importante din joc, pentru că în CSGO, cei care nu știți, pentru că presupun că mulți dintre voi nu știți, dar puteți să vedeți un demo cu tot ce s-a întâmplat mișto în joc din perspectiva ta.
Și o să filmez câte un demo de ăla și o să-l pun din când în când și o să numească random CSGO match sau ceva de genul. O să aibă vreo 6 minute sau ceva de genul ăsta, o melodie mișto pe fundal și aia e. Nu cred că o să fie o serie prea apreciată, dar e foarte ușor să o fac și e un bonus pe lângă episoadele de Clash Royale și cele de Clash of Clans. Plus că am și un joc foarte mișto. Se numește... mereu uit. Soul... Wait a second. Soul Knight, da, nu Soul Warrior, nu știu ce am eu cu Soul Warrior. Soul Knight se numește. Soul Cânui Gâhâtă. E foarte, foarte tare jocul, e în alfa și aș vrea să fac o serie cu el. Am 30 de trofee. Oh, două air defense-uri în upgrade, nice. Bine, păi cred că atac de pe partea asta. Trebuie să-l atac pe ăsta doar pentru trofee, 30 de trofee și... E un potențial, deși nu cred că o să fie 3 stele, are potențial de 3 stele. Witcher, da, Witcher pentru că când am făcut trupele astea, când am făcut Army Composition, încă mai era eventul, acum nu mai e, dispar, bineînțeles. Come on. Mișcați-vă. Cred că aș pune și King-ul cu Inu, pentru că la o bază de genul ăsta... No. Bravo. Ok, jumpspell-ul ăla o să se ducă dacă mai aștept mult. O să pun Valkyrie, în siguranță, dar bun. Bun. Rage spell aici. Perfect pentru healer și tot ce mai trebuie pe acolo. Jumpspell aici, ca să ajungă și la ultimul air defense. Mai pun un rage spell, nu știu dacă a fost foarte bine pus acolo, dar... Dar reușesc să... Am ajuns până în core. Mi-a spus cineva episodul trecut. Nu știam care e traducerea pentru core. E nucleu. Bine, nu știu dacă nucleu ar fi cel mai bun termen pentru... pentru core. Adică, bine, asta e traducerea, doar că nu prea se potrivește nucleu. Nu știu ce să zic. Dar, na, așa se traduce. Nu o să spun nucleu, o să fie core pentru mine mereu. Ok, healerii, cum au murit toți healerii? Cred că din cauza la air defense-uri. Sincer, de la ultimul update, de fapt ultimul update, update-ul care a băgat chestia aia cu healers are now targeted by air traps. Chestia aia a omorât complet Queen Waku. Mergea atât de bine și atât de fluent, fluid, Queen Waku-ul. L-au cam omorât, pur și simplu l-au cam omorât Queen Waku cu treaba aia. Nu mi-a luat Queen, ok. Și încă mai am și câteva Witch-uri. Ok. Mă, 73% ar trebui să mă opresc. Cred că ar trebui să mă opresc și... Da, ok, mă opresc acum. 70... Oricum nu puteam să iau 3 stele astea, sigur. Și măcar mai rămân cu Queen-ul, care o să fie gata foarte repede. Da, nu prea multe resurse, chiar deloc. Bine, mi-am scos elixirul, de fapt dark elixirul. Elixirul tot mi l-am scos pentru că asta a costat mai puțin elixir, ca de obicei. Mai exact, a costat 180 și ceva de cap, parcă nu mai știu exact. Stați să văd. Da, 187k. Bine, și asta costă fix 3000 în cap. Dark elixir. Faza e că era mult, adică știți și voi cât de ieftin era înainte cu eventul. Era în total 1770, cam așa, 1770, ceva de genul ăsta. Oricum, ideea e că a crescut foarte mult strategia și oricum nu e cu mult, adică sincer e mai bună. E mai bună decât ce foloseam înainte, adică Wiz în loc de, de Witch. Merge un pic mai bine la funneling și la push-ul care urmează după funneling și giganți. Merge mai bine așa în principal, dar costă prea mult. De ce? Dar n-am nevoie de atâția wallbreaker. Pot să mai pun... Are rost să folosesc 12 Wiz? Ce altceva aș putea să pun? Mai nimic aparent. Adică câțiva arcași. Ok, 4 arcași s-ar putea să meargă. Dar ce aveam eu de fapt înainte? Aveam 5 wallbreaker? Nu cred că aveam 5 wallbreaker. 3 oricum sunt mai mult decât de ajuns, așa că o să folosesc câțiva archers și o să fie și strategia puțin mai ieftină. Bine, fix 1600 acum cu 10 Valkyrie.
Aș putea să folosesc 12. Ar fi o chestie să folosesc 12, pentru că inițial așa foloseam 12 velcării, dar am zis hai să mai fac puțină economie, pentru că deja instant, când pun încă două velcării, strategia crește foarte mult. De fapt, costul strategiei. Hai mă, lasă-mă să mai pun un velcării, doar ca să arăt chestia asta. 1920 de la 1600. Eu zic că e diferență destul de mare și contează. Adică pot să atac... No, shit. Ok. Și 3 wall breaker și atât. Ok, bun. Zidurile am mai terminat pe partea asta. Foarte surprinzător. Merge mult mai repede decât mă așteptam. Adică am terminat deja partea asta. Chestia asta e terminată. Mai am asta care nu știu exact câte ziduri sunt în total. Scrieți-mi în comentarii. Voi aveți o grămadă de timp. Și nu de atâta mie mi-e lene. Și partea asta care e bine. Spuneți-mi câte sunt și aici. Vă pun la treabă, vă dau probleme de matematică. De fapt de numărat. Matematică. Da, ideea e că merge repede, mai ales pentru că acum următorul set de ziduri mă costă 2000 în loc de 3000, 2 milioane în loc de 3 milioane, mă rog. Ideea e că cred că o să termin toate zidurile, mai ales pentru că eroi nu e un level decent, adică dacă ar fi să dau upgrade, trebuie să iau pe amândoi măcar la level 20, măcar level 20, nu zic 25, nu zic 20, 20 e acceptabil, de acolo pot să lucrez la ei, dar n-are niciun rost, pentru că după cum știți, cu cât creșteți în Townfall, bine, chestia asta e valabilă de la TH8 în sus. Cu cât creșteți în Townhall, cu atât găsiți mai puține resurse. Cred că asta nu se aplică, singurul lucru la care nu se aplică e Dark Elixir-ul. Și, într-adevăr, ăsta și contează cel mai mult, dar nu are rost să fac rush în momentul de față, pentru că am nevoie de resurse normale, adică Elixir și Dark Elixir, ca să pot să-mi fac zidurile. Pentru că dacă o să urc în Townhall, nu o să le mai termin niciodată. Știu chestia asta pentru că atât de ușor ar fi fost să termin zidurile de 8. Știți că am ajuns la TH9 cu o grămadă de ziduri, de level 7, și m-am chinuit o grămadă să scap de ele la TH9 pentru că pur și simplu a fost foarte greu. Am găsit mult mai greu resursele. Înainte mergea să fac un Queen Walk prin toată baza, King Walk. La un moment dat mergea și King Walk-ul foarte bine. Acum pot să fac Queen Walk, care e mai OP. Doar că dacă vreau și Dark Elixir, trebuie să urc în ligă. Și dacă urc în ligă, nu mai merge cu Queen Walk. Adică, bine, pot să încep cu un Queen Walk și după aia să continui cu o strategie, dar nu merge Queen Walk Barge, cum făceam înainte. De fapt, ar merge, doar că trebuie să dau mult prea multe next-uri. Adică trebuie să dau deja, habar n-am, cred că peste 60-70 de next-uri, ca să pot să găsesc o bază la care să pot să iau ostea sau să scot Town Hall-ul și să-mi iau și resurse. Sunt foarte rare. Uitați-vă printre toate bazele astea, să-mi spuneți o bază. Spuneți-mi în comentarii dacă cumva trec de vreo bază unde aș putea să atac cu Queen Walk și Barge, care în momentul de față e cea mai ieftină strategie și e destul de OP, adică e Queen Walk. Queen Walk-ul ăla scoate o grămadă de clădiri și te ajută să scoți. În caz că mă întrebați, nu, asta nu. Nu pot să scot niciun caz bazele de genul ăsta, deși par bărciuibile, dacă pot să le numesc așa, nu sunt. Ideea e că trebuie să scot ori Town Hall-ul, ori 50%. Nici baza asta, nu pot să fac chestia asta. Și bazele astea de tip ring, se numesc ring, inel, da, pentru că e un cerc. Tip gogoașă. Bazele tip gogoașă sunt mai grele decât par. Dacă mă întrebați pe mine. Pentru că par așa de simple, adică zici, bă, nu știu, zidurile alea nu păzesc nimic. Chestiile alea sunt prăștiate pe acolo, poți atac. Nu e așa. Nu e așa pentru că trupele se învârt în jurul bazei. Funcționează exact ca și baza mea. Doar că, nu știu, zidurile mele sunt mai... cum să zic eu? Sunt mai utile, pur și simplu. Adică zidurile mele chiar fac ceva. Zidurile la o bază de genul ăla nu fac nimic. Treci de primul strat și după aia al doilea strat de ziduri e doar ca să apere corul. În rest nu au absolut nicio utilitate. Nu, rost baza asta. Asta e o bază foarte bună. Deci dacă vreți o bază bună, cum mă toți întrebați de baze bune, asta e o bază extrem de bună. Dați pauză la video, faceți un screenshot, faceți ce vreți voi. Baza asta e extrem de bună. Pentru că, din nou, trupele se învârt în jurul bazei. Aici e plin de capcane. Sincer mă gândeam să schimb baza mea cu una de genul ăsta.
Asta e o bază ușoară, dar nu mi-au doar că elixir. E o bază, adică bine, baza e grea, doar că ăla era puțin, de fapt era la început de TH9, nu că era rușuit. Și puteam să-l sparg ușor, puteam, nu știu dacă puteam să-i dau 3 stele, din cauza că baza e făcută de așa natură. Dar sigur puteam să iau 70% lejer, 20 de trofee erau acolo, dar mă interesează și loot-ul, adică strategia mea e hibrid, pușa trofee plus, plus resurse, plus farma resurse. Mă, uite o bază. Uite o bază. Oare să-l atac? Nu știu. E destul de mult dark. Na, să mai dăm câteva nexturi. Poate găsim ceva mai bun. Deși mereu după ce dau next la o bază de genul ăla, îmi pare rău. Mereu îmi pare rău. Bă, de ce am dat next? Că acum sunt la 50 de nexturi distanță și n-am găsit încă nimic. Ceva la, măcar la fel de bun. Ca baza aia la care am dat next. Și uitați despre ce vorbesc. Ori foarte puțin loot, ori imposibil de spart. Uitați-l pe ăsta. Ăsta, deci, de ce? Nici în ruptul capului nu ne-aș ataca. N-am resurse, n-am, nu pot să iau resurse. Trofeele sunt mech și are eroi. Bine, Queen-ul e maxat, King-ul e în upgrade. Dar Queen-ul de 30. Să știți că contează extrem de mult și pe defense. Eroii sunt foarte importanți și pe defense și pe ofensivă. Avea ceva dark, dar nu. A, ce bază ciudată. Mi-e frică să atac baze de astea așa ciudate. Toate bazele astea care par super ușoare și a, 3 stele easy. M-am uitat ce bază. Da. Asta din nou o bază foarte bună. E deci nu cred că poți să cum zice? Să faci zidurile mai eficiente de atât. Efectiv e perfectă. Iară frână pe afară. Mă, nu știu, și azi de dimineață un accident în fața blocului. V-am zis că de când m-am mutat aici, cred că au fost în total 6 sau 7 accidente. Deci, pe bune, e blestemat locul ăsta. Cel puțin fix în fața blocului. Acolo mereu se ciocnesc mașinile. Bine, faza e că e și o intersecție destul de mare. Adică, poate să-ți vină mașini din 4 părți. Când încerci să... nu știu. E ciudat, e foarte ciudat de explicat, dar ideea e că se tot petrec accidente în fața blocului și tot aud, se înjură aia pe acolo, aaa, tu-ți morți, mă, tine-i buli mașina. Vă dați seama, mă, ce nasol să, nu știu, să zbulească cineva mașina, nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Și nici să n-aibă asigurare sau chestii de genul ăsta. Că mă, dă-mi o bază bună, for real. Mă, nu știu, de la un timp încoace tot am impresia că până și episoadele de Clash of Clans și-au pierdut oarecum gustul. Pentru că, mă, nu știu, am rămas așa fără idei și parcă sunt puțin trase de păr episoadele pentru că m-am angajat să fac un episod pe zi de Clash of Clans. Mă, și nu mai am ce să fac, adică pur și simplu dau atacuri și sunt ceva de genul, a, parcă și asta am făcut și ieri, nu seamănă mult cu episodul de ieri. Hai, lasă, băgăm alt titlu, alt thumbnail și aia e. Dar nu funcționează așa, adică e bine cu, cred că o să folosesc un rage spell pentru Queen-ul, dar mai mult ca sigur. Acum, perfect, perfect. Baza asta trebuie neapărat să o încep cu un Queen-ul pentru că, oh shit. Please, duceți-vă măcar voi, perfect. La 1, nu. Asta e bine și așa. Ok, hai să pun, stai că am witch-uri, da. Ok, oricum o să fac chestia asta. Așa, Valkyrie, duceți-vă, unde vă duceți? Shit, really? Zi-mi, te rog, că restul o să se ducă unde trebuie. Bun, măcar atât. Ok, hai să mai dăm un rage spell pe undeva pe aici și un jump spell aici ca să ajung în core, deși nu o să ajungă până în core, mai mult ca sigur. Queen-ul e acolo, își face treaba. Extrem de bine. Nu mai am rage spell-uri, nu mai am nimic, dar mai am abilitatea care o să mă ajute foarte mult. E King în viață. Mamă, o să fie un fail atacul ăsta. Prevăd că o să fie un fail. Adică, mă, nu știu, momentan arată promițător. Încă arată promițător. Mai am două witch-uri, nu știu exact unde să le pun, când să le pun. King-ul am tot de târcoale pe la Queen.
Mamă, ce fel a sunat. Deci mai prost de atâta nu știu dacă putea să sune. Mă rog, ați înțeles ideea. Bun, să fiu pregătit pentru... Acum! Ok, hai să scăpăm repede de King și poate reușe să scap și de Town Hall. Parcă era deja targetat Town Hall-ul. Please. Bun! Extrem de aproape toată treaba. Hai să pun și Witch-urile aici și Wall Breaker-ii, nu știu, habar n-am. Ok, Witch-urile alea o să facă treabă pentru că healerii o să healeze. Nu știu. Bun, mai reușesc să mai scot niște elixir. Oricum, atacul... Vă vine să credeți sau nu, a mers mai bine decât mă așteptam. Adică, într-un fel, am avut mare noroc, dar mă așteptam să fie așa un rush direct către Town Hall și să pierd cu 20 și ceva la 100. Deci, fix așa mă așteptam să fie și se pare că a mers mult mai bine decât mă așteptam. E mișto că witch-urile astea rezistă. Rezistă cu healerii. Practic pot să fac un witch work. Bine, pot să fac orice work. În afară de, nu știu, de golem work, probabil. Cum ar fi un golem work? Da, chiar, poate o să încerc strategia asta odată, doar pentru, just for fun, doar pentru distracție. Da, for fun ar fi interesant să fac, nu știu, un golem work, vă dați seama? Chestia aia o să fie, oricum golem e un tank. Vă dați seama dacă are și healer în spate. Da, mă rog, hai să mai facem încă un seed, presupun, nu? Pot să fac două, ok, asta e tare. Deja am pus trupele, perfect. Chestia aia o fac deja robotic, nu știu, să încep așa oarecum cu polțurile? Nu, las, mai bine le țin într-o linie și încep de aici așa în jos, o să meargă pe aici, țâc, și termin și chestia aia. Deja două ziduri, faza e că azi de dimineață nu mai aveam absolut deloc resurse, deci strategia mea funcționează. Oh, și ce altceva aș mai putea să fac, dar nu mă lasă inima. Doar ce a ieșit din upgrade. Dar vreau la level 15. Ability level plus 1, ce-mi dă la plus 1? Damage increase, destul de mult. Health recovery, destul de mult. Speed increase plus 1, nu știu ce vrea să însemne chestia asta. Și încă 2 barbari. Bă, ideea e că o să se vadă diferența, așa că let's go, o săptămână. Deci, lunea viitoare, pe la ora asta, o să fie gata. Fuck, când stai să te gândești și când stai să pui cap la cap toate, tot ce a upgradat. Și cât durează fiecare chestie? 999 de cristale. Așa, cu reducere. Da, păi cam asta a fost cu episodul ăsta. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Cam asta am de zis. Eu am fost Dracu și până data viitoare, numai bine.